Descrie primul aici. Am început meciul foarte prost, o primă repriză foarte dezamăgitoare pentru noi. Nu e ceea ce am pregătit și ceea ce ne așteptam. N-am reușit să avem posesie, să avansăm, să jucăm direct. Am încercat să mergem în lateral. Probleme în momentele fixe, de unde n-am avut o platformă bună de a câștiga baloanele pentru atacul nostru. Greșeli în apărare, deci o primă repriză foarte dezamăgitoare. În repriza a doua, cu schimbările făcute și cu aportul celor intrați în repriza a doua, s-a văzut o viteză mai bună, o verticalitate mai mare în atacul nostru și au venit și oportunitățile. Ne-am trezit prea târziu? Am spus, prima repriză dezamăgitoare, nu poți la nivel internațional să ai această abordare ce am avut în prima repriză. Sigur, e primul meci după multe luni de pregătire, dar nu avem scuze. Sunt lucruri care nu au cum să se întâmple la nivelul ăsta. E un semnal de alarmă, având în vedere că Statele Unite nu sunt calificate, nu e o echipă care este calificată la Cupa Mondială. Cu siguranță. Ăsta este nivel internațional și trebuie să fim conștienți cu toții că nu putem avea o astfel de abordare. Ștergeți cu buretele ce s-a întâmplat astăzi pentru următoarele două meciuri? Sau? Nu se șterge nimic cu buretele. Trebuie să învățăm din lucrurile astea și să avem o altă abordare și să muncim mult mai mult la antrenamente.